emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să vă prezinte oferta electorală pe care o au în cazul în care, în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, se află domnul Marius Mane, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul Adelin Rotariu, candidat AUR pentru funcția de consilier județean în județul Hunedoara, bineînțeles. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Sunt multe probleme pe care hunedorenii și dumneavoastră împreună cu hunedorenii le-ați identificat în ultima perioadă, perioada în care ați fost în mijlocul oamenilor, așa cum este și firesc să se întâmple de altfel, pentru că așa de la firul ierbii exact problemele și realitățile cu care se confruntă mulți dintre hunedoreni, mulți dintre noi până la urmă. Sunt probleme cunoscute, doar că oamenii așteaptă soluții, așteaptă să vadă care este viziunea dumneavoastră pentru următorii 4 ani, în cazul în care hunedorenii vă vor alege în data de 9 iunie, așa cum spuneam și puțin mai devreme. Sunt în aceste zile, de fapt, pe buzele tuturor, este o echipă de fotbal și o să începe emisiunea de astăzi cu acest subiect, pentru că sportul este la fel de important precum și sănătatea și educația și așa mai departe. Până la urmă este cumva rezultatul tuturor celor enumerate puțin mai devreme de către mine și Corvinul Hunedoara este în topul preferințelor, să spunem, indiferent de vârstă, indiferent de zona acestui județ. Așadar, avem nevoie de investiții și în sport, domnule Mane. Sigur că da, dar înainte de asta aș dori să urez tuturor cetățenilor județului care poartă numele Sfântului Constantin și Sfinților Constantin și Elena un sincer la mulți ani, fiind astăzi ziua acestor sfinți. La mulți ani dorim și noi. Este clar că în județul Hunedoara avem la această dată una din cele mai mari performanțe pe care le-a putut obține echipa de fotbal Corvinul Hunedoara, o echipă de fotbal care pot să spun că este echipa mea de suflet. Eu fiind la origine hunedonean, am crescut chiar în blocul de lângă stadionul Corvinu și de multe ori mergeam pe furiș când eram copil să urmăresc meciurile de fotbal ale divizionarei A de atunci în municipiul Hunedoara. Sunt convins că tot ceea ce înseamnă activitate sportivă la nivelul județului trebuie ajutată în a-și reveni la vechile performanțe sau dacă nu chiar să trecem de ceea ce am avut la un moment dat în județ ca și cluburi și echipe. Și aici mă refer la Centru de pregătire al lotului național de gimnastică, care își desfășura activitatea la Deva. Nu mai vorbesc de echipa Corvinul Hunedoara, când era antrenor Mircea Lucescu și a obținut cele mai frumoase rezultate în divizia, fără a spune că cea obținută în acest an în divizia secundă nu este un rezultat extraordinar. Totodată în Valea Jiului am avut echipa Jiul Petroșan, echipa de fotbal Jiul Petroșan, echipa de rugby Știința Petroșani, la Brad era Aurul Brad, la Deva Mureșu Deva, la Orăștie Mecanica Orăștie, la Simeria, CFR Simeria, cluburile sportive cu rezonanță care erau în Deva pe activități de caia canoe, de atletism și aici doar am enumerat dintre cele mai performante activități sportive pe care județul Hunedoara le-a avut, inclusiv acel club de box din Hunedoara la Constructor, unde s-a afirmat Mihai Leu. Și cred că sunt suficiente argumente ca noi la nivelul Consiliului Județean să sprijinim activitățile
de masă și cele de performanță. Eu consider că după Revoluție a fost un regres în acest domeniu, având în vedere că multe din aceste cluburi s-au desființat sau și-au reorganizat activitatea și n-au reușit să fie în continuare promovate și finanțate de municipiile sau de județ, astfel încât să putem în continuare să prezentăm publicului larg activitatea aceasta sportivă, care poate fi și un mod de relaxare pentru cei care în timpul liber vor să meargă să vadă un meci, indiferent de sportul pe care îl preferă. Am avut după Revoluție la nivelul municipiului Deva o echipă de handbal care a fost și a obținut rezultate notabile în prima ligă. Avem acum club sportiv de arte marțiale în Petroșani, avem fotbal și futsal la Deva și Simeria, avem performanțe în atletism în cadrul clubului sportiv municipal din Deva. Au obținut chiar rezultate notabile atât pe plan național cât și european. Cred că toate aceste activități care ar trebui să fie cumva duse cât mai sus atât de consiliile locale, să poată să ajungă la un moment dat să creeze o nouă generație mai sănătoasă, care să poată fi scoasă din fața calculatoarelor, a telefoanelor, a laptopurilor, încât să reușească să socializeze. Tinerii trebuie să ajungă să facă sport mai mult decât să stea în fața calculatoarelor. Și aveți soluții pentru a putea să schimbați puțin mentalitatea și a acestor tineri, dar și a părinților, pentru că de foarte multe ori nu doar copilul este de vină, să spunem, pentru că stă mai mult în fața televizorului, în fața telefonului și așa mai departe, ci trebuie să veniți cumva așa cu un proiect care să schimbe într-adevăr mentalitatea oamenilor, mentalitatea copiilor și să nu uităm că ei sunt viitorul nostru, așadar trebuie să aveți, din postura pe care o aveți, mare grijă de acești copii. Noi, Partidul Aur, ca strategie în dezvoltarea mișcării sportive în județ, am considerat că trebuie să punem în aplicare legislația pe care o avem la îndemână, și aici mă refer la legea 350 privind finanțările nereambursabile către entitățile organizatorice din cadrul ONG-urilor sau a societăților non-profit care au ca obiect de activitate sportul. Noi am gândit și sper să și realizăm ca în momentul când vom ajunge să conducem acest Consiliu Județean și să participăm ca membri activi în cadrul Consiliului Județean, să perfectăm un regulament al acestei legi care să poată fi accesat de toți cei care își doresc să acceseze aceste fonduri, în așa fel încât în momentul în care își depun documentația pentru a obține fondurile necesare, să-și poată face singur o evaluare care să nu depindă de, eu știu, anumite interese pentru promovarea doar anumitor sporturi sau doar anumitor cluburi care se poată să dezvolte în acest sens. Noi avem multe exemple. Am alături de mine pe colegul meu, Rotariu Adelin, care a și activat în sport și cunoaște mai îndeaproape aceste chestiuni legate de modul în care trebuie organizat un club, în modul în care trebuie făcute finanțări și activitățile necesare pentru dezvoltarea sportului în acest județ. Așadar, ne îndreptăm atunci atenția către domnul Adelin Rotariu, pentru că e foarte important. Iată, vorbim despre sport și este important ca un om care are experiență în acest domeniu, în gestionarea unor anumitor situații, în managementul până la urmă unui club sportiv, să vină și să își prezinte oferta, să spunem, pentru hunedoreni, pentru acei oameni care își doresc să avem parte de dezvoltare și din acest punct de vedere. De ce
am avea nevoie de proiecte în sport. Dacă ar fi să revin și să încep puțin cu partea de finanțări nerambursabile pe proiectele depuse la Consiliul Județean pe legea 350, cred că trebuie stabilit niște criterii clare de la bun început, să plecăm toți cum ar veni de la egal, să nu mai fie aceste fonduri nerambursabile doar un instrument al unor politicieni care să, pe anumite criterii, să poată să redirecționeze sumele respective. Dacă stăm să privim, în momentul de față avem un regulament, o hotărâre a Consiliului Județean destul de vagă, nu este clară și, din punctul meu de vedere, ar trebui modificată, actualizată pentru anul 2024 și, mai mult decât atât, ar trebui venit clar pe niște criterii, și anume sportul de masă, sportul de performanță și partea de infrastructură, dezvoltarea infrastructurii. Acum, din experiența pe care o am în ultimii 8 ani de zile, am trecut inclusiv de la practicant al sportului și în prezent încă îl practic, pentru că sportul înseamnă sănătate. Am trecut și am fost în conducerea unui club sportiv de drept public, iar în ultimii 2 ani sunt la conducerea unui club sportiv de drept privat. Am trecut prin toate etapele, am avut proiecte depuse inclusiv la Consiliul Județean, inclusiv la Federația Română de Fotbal, și am văzut care sunt diferențele și vă pot da un exemplu. La Federația Română de Fotbal știm exact de la început. Ai X antrenori cu licența A, ai un anumit punctaj. Ai sală de gimnastică și fitness, ai un anumit punctaj. Ai 2, 3, 5 terenuri de antrenament, ai un anumit punctaj. Ai medic, ai masor și așa mai departe. Kinetoterapeut, ai un anumit punctaj. Tocmai de asta spun, trebuie de la început să mergem pe un model al Federației Române de Fotbal sau pe modelul proiectelor pe fonduri europene, unde să avem un punctaj. Spuneți că acest regulament clar nu se aplică și la nivel județean. Nu, este un regulament vag, este un regulament interpretabil, care, din punctul meu de vedere, trebuie actualizat, trebuie îmbunătățit și trebuie ținut cont de modificările care sunt legislative din anul 2024. Este nevoie să fie făcute mai multe investiții în sportul din județul Hunedoara? Cu siguranță este nevoie, da. Chiar ați început cu Corvinul Hunedoara și mă bucură faptul că avem o echipă din Hunedoara, o echipă cu tradiție, care a câștigat Cupa României, dar, din păcate, meciurile din Europa League se vor juca pe un alt stadion care, sau pe o altă bază sportivă care nu este în județul Hunedoara. Cu totul că ar trebui aici să se joace, fiind echipa județului, dar avem un stadion, avem niște promisiuni, da, avem, da, dar deocamdată rezultatele echipei au luat-o înainte a dezvoltării infrastructurii. Este clar, dacă îmi permiteți, că sportul poate să dezvolte și din punct de vedere economic acest județ. Performanțele, la rândul lor, aduc performanțe privind modul în care acest județ trebuie să gestioneze în mod deosebit privind dezvoltarea infrastructurii sportive. Se tot discute de nouul stadion care se va face la Corvinu, dar consider la fel de necesar stadion de o asemenea anvergură și în Valea Jiului. De ce nu și la Deva? Adică chestiunile astea vor aduce totodată și locuri de muncă. Realizarea acestor investiții va constitui o chestiune legată de modul în care sunt cheltuiți banii publici și acești bani publici trebuie să fie transparenți. Modul în care societățile comerciale se vor putea dezvolta având această activitate, non-profit care vor avea această activitate, vor avea antrenori, vor avea, cum spunea colegul meu, medici, masori, tot ce înseamnă partea asta de încadrare poate aduce un plus către societatea noastră și în mod deosebit către județul Hunedoara. Tot aici, cum spuneam, că aceste activități sportive la nivelul sportului de masă pot realiza și crea tineri sportivi care ulterior să fie selecționați în cluburile sportive de performanță care să poată fi reprezentativ atât pentru județ cât și pentru țară.
sunt multe de făcut cu siguranță. Important este că aveți și o viziune în ceea ce privește latura aceasta sportivă la nivelul întregului județ, nu axați doar pe anumite zone și din fericire încă mai avem sportivi care promit. Probabil că știți foarte bine acest lucru fiind în această sferă a sportului. Sunt tineri care își doresc mai mult, doar că aici trebuie să intervină și administrația locală, județeană, de cele mai multe ori. Da, aveți perfectă dreptate. Noi tot ceea ce discutăm, ce am discutat și în emisiunile anterioare, după 9 iunie, cu domnul Marius Mane, președintele Consiliului Județean, cu echipa pe care o vom, sperăm noi, să o avem în Consiliul Județean, dacă oamenii ne vor da sprijinul lor, să dezvoltăm o strategie pe parte de educație fizică și sport la nivelul Consiliului Județean Hunedoara. Bineînțeles, vom implica toți factorii implicați activ, de la ONG-uri, de la profesori de educație fizică și sport, de la sportivi, chiar sportivi de performanță, pentru că în momentul de față, la nivelul județului, nu avem o strategie. Nu știm încotro, ne îndreptăm și până la urmă trebuie să și avem pârghile de a verifica, de a face o analiză, de a ști unde ne îndreptăm până la urmă. V-ați creonat o strategie din acest punct de vedere, de dezvoltare acestei laturi sportive la nivelul județului Hunedoara? Da, avem o strategie care se bazează pe trei piloni principali: participare, practicare și mai apoi performanță. Și, cum am spus, avem următoarele linii directoare: încurajarea sportului de masă, susținerea sportului de performanță și dezvoltarea infrastructurii sportive. Ca să putem obține aceste rezultate, vă îndemn încă o dată să votați aur de la poziția 1 din buletinele de vot, dacă doriți să facem cu ajutorul nostru și să creăm un mediu sănătos pentru oameni sănătoși în acest județ, care își doresc, din discuțiile care am avut cu ei, o schimbare. Și noi zicem că această schimbare poate fi de aur, dacă, bineînțeles, alegătorii vor hotărî că acest partid merită încrederea lor. Doar cu sprijinul dumneavoastră putem să facem această schimbare atât la nivel local, cât și la nivel național sau european, având în vedere că pe lângă alegerile locale noi avem la 9 iunie și alegeri pentru Parlamentul European. Este esențial și este necesar, din punctul meu de vedere, să facem această schimbare, deoarece țara este, din punctul meu de vedere, la un pas de faliment. Suntem, cum n-am fost niciodată, îndatorați la peste 52% din buget ca datorie externă. Oare încotro ne îndreptăm? E o direcție bună? E o întrebare retorică la care nu doresc un răspuns acum, dar pe care o pun alegătorilor. Sunt convins că ei își vor putea da un răspuns în acest sens. Aud tot mai des cuvântul stabilitate spus de cei care conduc destinele țării la această dată. Din punctul meu de vedere, această stabilitate pe care ei o tot propagă în mediul online și în publicații și la televiziune, eu cred că se gândesc la faptul că ei trebuie să rămână în continuare la conducere. Ceea ce mi se pare ușor deplasat, stabilitatea unei țări nu înseamnă să mergi înainte cu aceiași oameni care au făcut, ceea ce spuneam înainte, o datorie de peste 52% din bugetul național. Oamenii trebuie să gândească limpede, pentru că nu putem să credem că acest partid comasat, și aici vorbesc de PSD și PNL, se gândește la bunul mers al țării. Din punctul meu de vedere, se gândesc la bunul mers al lor ca partide și a celor care îi susțin în demersurile electorale pe care le fac, pentru că e o dovadă clară. Cum putem să ne gândim că la parlamentarele, la europarlamentare candidează împreună, iar la alegerile locale candidează împotrivă? Este foarte clar că în direcția asta alegătorii trebuie să hotărească cu cine vor merge în continuare la aceste alegeri.
Noi spunem că pe buletinele de vot la poziția 1 pentru AUR la nivelul județului Hunedoara este cea mai bună soluție, așa că vă îndemn încă o dată pe toți cei care considerați că merităm încrederea noastră să votați AUR. Spuneți puțin mai devreme despre celelalte două partide pe care le-ați enumerat, că vor mai mult sau lucrează, să spunem, în propriul lor interes. Este AUR diferit din acest punct de vedere? Din punctul meu de vedere este clar diferit, pentru că, odată, AUR n-a fost niciodată la guvernare. Toată alternanța asta care s-a produs în ultimii 34 de ani s-a întâmplat cu schimbarea celor care au fost la conducerea țării, și aici vorbim de PSD și PNL, prin modificări la fiecare, să zicem, mandat. Au venit unii, au plecat ceilalți, dar până la urmă se vede că pentru bunăstarea lor și-au dat mâna în așa fel încât ei să prospere și poporul să ajungă să plătească aceste datorii, pentru că datoriile pe care le-au făcut cei care sunt acum la guvernare nu le vor plăti guvernanții, le vom plăti noi, toți cetățenii acestei țări. Ori, înglobarea în datoria României nu cred că este rezultatul pe care și-l doresc oamenii, care vor o Românie mai curată, vor o Românie care să meargă către un viitor mai prosper, în așa fel încât să reușim pentru copiii noștri, pentru nepoți, și aici pot să spun că am și copil, am și nepot și mă gândesc cu îngrijorare la ceea ce urmează, pentru ca toți cetățenii, nu doar eu, să înțeleagă că este nevoie să facem o schimbare, schimbare care poate fi și o chestiune de echilibru în politică. Echilibrul de care tot vorbesc nu trebuie să existe doar în viață, ci și în politică. Nu putem lăsa toată puterea și decizia în mâna unui singur om sau unui singur partid. În momentul când cineva iese de pe drum, trebuie să fie alții doi care să-l tragă de mânecă, să-i spună: domnule, direcția este asta. Pe ce direcție ai plecat, nu e în regulă, e o direcție greșită. Cred încă o dată că AUR la nivelul județului poate fi una din soluțiile pe care alegătorii le vor alege pe 9 iunie. Domnule Rotariu, ce v-a determinat să intrați în această luptă electorală? Sunteți destul de tânăr, putem spune încă acest lucru, da, nu greșesc cu nimic, și în politică și în administrație, deși aveți experiență și politică și administrativă. De ce următorul pas, practic, spre Consiliul Județean Hunedoara? Dacă ar fi să încep, sunt tânăr, da, am 30 de ani, am un mandat de consilier local în spate, la orașul Simeria. Primul lucru care m-a mânat să intru în politică a fost nemulțumirea deciziilor care se luau la nivelul comunității din care fac parte. Fapt care m-a determinat să nu mai stau pe margine, să mă implic activ și fac un îndemn și un apel către toți tinerii din județul Hunedoara și din România: haideți să ne unim, haideți să facem pasul către politică, pentru că toate deciziile care se iau și care ne afectează viața de zi cu zi sunt datorită politicii. Doar prin politică, doar prin implicarea activă la nivelul comunităților, prin implicarea în deciziile care se iau, putem să schimbăm ceva. Am un copil de 5 luni de zile și vă spun sincer că pentru el fac toate eforturile pe care le fac, pentru că am două societăți comerciale, mulțumesc de Dumnezeu, am un acoperiș deasupra capului, am tot ce-mi trebuie, puteam să stau liniștit și eu ca și alte persoane și să stau pe margine să critic. Dar acest fapt m-a determinat să mă implic, pentru că vreau să-mi văd copilul de 2 ori pe zi, nu de 2 ori pe an. Știți și dumneavoastră, majoritatea tinerilor pleacă, toți avem o persoană din familie care este plecată dincolo, în străinătate. Trebuie să vedem cum ne implicăm să-i aducem înapoi. Ce facem noi ca și partid, ce face Alianța pentru Unirea Românilor pentru a întoarce acasă pe cei plecați peste hotare. Asta m-a determinat, pentru asta lupt, ăsta este țelul meu, alături de echipa de la Consiliul Județean. Am fost un mandat consilier local, încă sunt în funcție. A trebuit și tot timpul mi-am dorit să fac un pas înainte, să mă dezvolt. După ce am intrat consilier local, am urmat și un curs post-universitar de administrație publică, pentru că mi-am dorit să nu fiu doar
un consilier local sau un viitor consilier județean care ridică mâna în ședințele de consiliu local și nu înțelege absolut nimic. Chiar m-am dorit să fiu acolo, m-am dorit să mă implic, m-am dorit să contribui la dezvoltarea comunității și acum vreau să fac același lucru la Consiliul Județean. Treceți la următorul nivel, practic, exact, da. În perioada următoare, dacă bunedorenii vor fi alături de dumneavoastră, bineînțeles, în data de 9 iunie. Nu este un județ chiar atât de ușor de gestionat, domnule Mane? Sigur că nu este ușor și dacă ar fi ușor, cred că toată lumea s-ar implica în politică. Este foarte greu să ajungi să înțelegi toate problemele cetățenilor, să ajungi să reușești să rezolvi toate problemele economice ale acestui județ și totodată să ajungi să te ții în legătură permanentă cu cetățenii și cu unitățile administrativ-teritoriale de pe raza acestui județ. Poate păstra președintele de Consiliu Județean această legătură în permanență cu cetățenii? Da, prin echipa pe care o are, sigur că poate. Un singur om, știți vorba aia, cu o floare nu se face primăvară, un singur om nu poate să rezolve toate problemele județului, de aceea noi am plecat la această luptă politică cu o echipă. Și eu mi-am luat alături de mine oameni tineri, oameni care au expertiză și experiență profesională în diferite domenii și consider că prin aportul nostru în viitorul Consiliu Județean vom putea să rezolvăm mare parte sau cea mai mare parte din nevoile acestui județ. Considerăm cu tărie că este necesar ca toți alegătorii care au drept de vot să fie prezenți în număr cât mai mare la aceste alegeri. De ce spun acest lucru? Este esențial ca majoritatea să hotărască destinele acestui județ și nu o minoritate să stabilească direcțiile de dezvoltare sau modul în care se va dezvolta acest județ. Tot dau exemplul ăla în care, să zicem, din 10 oameni, 3 sau 4 se prezintă la vot și 6 stau acasă. După alegeri, cei 6 îi vor critica pe cei 4 că n-au făcut cea mai bună alegere, fără să își dea seama că, de fapt, participarea lor a fost urmarea acestor decizii, adică neparticiparea celor 6 a fost urmarea acestor decizii greșite. De cele mai multe ori cei care iasă în număr mare la vot sunt cei trecuți de 40-50 de ani. Cum îi atrageți pe tineri sau cum reușiți să-i scoateți pe tineri din case pentru a veni și pentru a-și exercita acest drept până la urmă? În primul rând, prin a-i promova ceea ce a făcut și domnul Marius Mane cu echipa de la Consiliul Județean și prin a-i asculta și a-i înțelege. Asta trebuie să facem noi la Consiliul Județean, să facilităm dialogul cu tinerii, să-i punem pe toți la masă, poate chiar să creăm un consiliu consultativ la nivelul județului Hunedoara, unde tinerii, consiliul elevilor, tineri care au obținut diferite performanțe, tineri olimpici, să se adună o dată pe lună, și avem foarte mulți, dar să se adună o dată pe lună, să pună pe tapet problemele care sunt și să vină în fața lor la viitorul președinte al Consiliului Județean. Domnule, uite, astea sunt problemele noastre, haideți să vedem cum Consiliul Județean, fie direct, fie prin consiliile locale și OAT-urile din județul Hunedoara, se poate implica în a rezolva aceste probleme. Practic spuneți că înainte de a cere să iasă la vot, trebuie să le și oferiți, să le ofere această societate ceva, să îi scoată cumva în față și să le asculte oful. Exact. Tocmai asta am încercat să le oferim în precampanie și acum în campanie și după 9 iunie vom face la fel. Tinerii mi-au spus, domne, noi ne-am săturat de politicienii care le cunosc pe toate, care le știu pe toate, avem nevoie de un politician care să fie bun pe domeniul lui de activitate și să se poată pune la masă cu specialiștii din birourile de la Consiliul Județean. Să țină cont de specialiști. Nu mai vrem politicieni care le știu pe toate, care le fac pe toate și care nu ar trebui să le facă. Din contră, ar trebui să fie lideri, ar trebui să fie manageri foarte buni, să preia și să vină cu soluții pentru tineri și pentru toate categoriile de vârstă. Suntem la final de emisiune și o să vă rog pe fiecare în parte să transmiteți un mesaj hunedorenilor pentru data de 9 iunie. O să te rog. Da, dragi hunedoreni, vă așteptăm la vot în 9 iunie. Este un moment foarte crucial pentru România, pentru județul Hunedoara,
pentru noi, generația tânără. În 9 iunie puteți alege între rău și bine, între Partidul Comasar Român și Alianța pentru Unirea Românilor. Votați AUR, prima poziție pe buletinul de vot, la alegerile locale din 9 iunie și la cele parlamentare, la europarlamentare. Domnule Mane, vă rog același lucru, un mesaj către hunedorii. Consider că alegerea cetățenilor acestui județ este simplă. AUR. AUR reprezintă ca și medalie locul 1. Noi considerăm că AUR e partidul neimplicat în tot felul de combinații pe care cele două partide aflate acum la conducerea țării, și aici mă refer la PSD și PNL, le-au avut, și aceste, cum să zic eu, înțelegeri nu au putut fi puse în cârca AUR. AUR e un partid curat, din punctul meu de vedere, care poate face schimbarea de care are atât de multă nevoie România și, nu în ultimul rând, județul Hunedoara. Deci, încă o dată, votați AUR. AUR e soluția de schimbare pe care, în data de 9 iunie, o așteptăm din partea dumneavoastră, atât la alegerile locale, cât și la cele pentru Parlamentul European. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, domnilor. Mult succes vă doresc! Mulțumim! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!